Peste 600.000 de euro ar fi obținut prin șantaj și violență o grupare formată din 16 bărbați, considerați de anchetatori locotenenții clanului Cămătaru. Angajați ca agenți de pază în mai multe săli de jocuri de noroc din zona capitalei, suspecții le ofereau împrumuturi cu dobândă mare jucătorilor, apoi recuperau sumele prin bătăi și amenințări. Iar unele datorii erau inventate și cerute abuziv de membrii clanului, mai spun polițiștii. Cei 16 bărbați membri ai clanului Cămătaru au fost aduși încătușați după mai multe percheziții organizate în București, Ilfov și Prahova. Unul dintre ei este Marian Sârbu, zis și Box. El ar fi, spun anchetatorii, bodyguardul lui Nuțu Cămătaru și ar fi reușit prin amenințări și bătăi să recupereze sume importante de bani de ordinul sutelor de mii de euro. Ați recuperat bani prin amenințare? Pleacă drept multe. Alți trei bărbați, porecliți Aticu, Spac și Șobi, considerați de anchetatori locotenenți ai clanului Cămătaru, erau agenți de bază în mai multe cazinouri. Astfel, indivizii ar fi intervenit în mai multe litigii pe care societățile respective le aveau cu diverse persoane fizice sau juridice. Anchetatorii spun că ar fi mers să îi amenințe sau să îi bată pe datornici și ar fi adunat 600.000 de euro. O parte din bani, datorii reale, însă o parte erau datorii fictive, inventate. Ați amenințat patron de firme? Niciodată în viața mea. Clienții de obicei, în momentul când pierd o sumă de bani, încearcă să se împrumute pentru că au dorința de a-și recupera suma de bani pierdută. Și atunci, dacă nu este lângă el un amic care să-i dea suma respectivă împrumut, intervine un cămătar care îi solicită ceasul sau cheia de la mașină sau altceva și dă bani clientului mai mulți decât el poate să plătească. Printre cei aduși la audieri se numără și doi polițiști de la Brigada Rutieră, bănuiți că ar avea legături cu membrii clanului. Anul trecut, unul dintre suspecți l-ar fi rugat pe un agent de la circulație să intervină în favoarea unui alt membru care urma să rămână fără permis de conducere. Atât el, cât și colegul care a intervenit sunt cercetați de anchetatori. Cu privire la polițiștii care nu își respectă jurământul de credință, uniforma și onoarea de polițist, vă asigur că nu avem nicio toleranță. Cei care vor greși vor suporta consecințele legii. Suspecții sunt bănuiți de șantaj, abuz în serviciu și constituire de grup infracțional organizat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.